Nas înfundat, usturime în gât, febră sunt simptome cu care toți ne-am confruntat la un moment dat, mai ales la trecerea dintre anotimpuri. Însă, fără să știm dacă este vorba de o simplă răceală, gripă sau o viroză de sezon. Care este diferența între ele și mai ales cum le putem trata? Deși la prima vedere pot avea manifestări asemănătoare, aceste trei tipuri de afecțiuni impun remedii diferite pentru tratare. Atât gripa, cât și răceala sunt provocate de virusuri care afectează mucoasa nazală, sinusurile, faringele și căile respiratorii. Atenție însă! Dacă răceala se instalează la 3 zile de la infecție printr-o stare generală de disconfort, senzații de usturime ale faringelui și secreții nazale, gripa debutează brusc cu febră, dureri în gât, tuse, uneori și dureri musculare. Există multe virusuri diferite care produc răceala. Însă rinovirusurile sunt implicate cel mai frecvent. Răceala se transmite atunci când mâinile unei persoane vin în contact cu secreții nazale provenite de la un individ infectat, dar și indirect prin obiecte contaminate sau pe calea aerului. Numărul de viroze e foarte greu de stabilit pentru că nu se poate face un diagnostic etiologic. În general, în timpul unei ierni sunt sute de virusuri care circulă și, din păcate, în iernile următoare apar tipuri noi de virusuri. Dar aceste virusuri care dau răceala comună sau guturaiu sunt niște viroze, cum să zic, mai ușor de tolerat, în sensul că simptomatologia nu este așa zgomotoasă. De exemplu, oamenii au febră moderată, au dureri musculare, au dureri de cap, dureri la înghițire, strănută, curge nasul. Bine, nu-s nici astea o plăcere, dar față de gripă, care se caracterizează prin următoarele simptome, febra este foarte ridicată, 39-40, starea generală este modificată. Am pacienți care mă sună și îmi spun, zice, mă simt ca o legumă, nu mă pot ridica din pat, zice, și simt că intru prin pat în jos. Nu mă pot duce nici măcar să-mi iau un par cu apă. Adică starea generală este influențată. În al treilea rând, durerea de cap este foarte mare, durerile musculare și durerile retroorbitare, adică în spatele ochilor. Cam în acest fel se face diferența la nivel de cabinet de medicină de familie între o viroză obișnuită și o gripă. Bineînțeles, pentru a putea stabili dacă este gripă, este nevoie de un diagnostic etiologic. Acest diagnostic se poate face în cadrul clinicii de boli infecțioase sau se poate face la oricare laborator printr-un test rapid care, știu, în câteva minute îți spune dacă este gripă de tip A sau B sau dacă nu este gripă deloc. Deci cam asta ar fi discuția de început. Cum se transmit? E ușor? Modul de transmitere este la fel. În primul rând, prin strănut, în momentul când o persoană strănută împrăștie, știu, pe 3-4 metri pătrați în jur, picăturile lui fluge, adică picăturile de salivă care sunt încărcate cu particule virale și aceste particule rămân în atmosferă chiar dacă trece cineva ulterior în zona respectivă prin inhalarea aerului poate să facă gripă. Mulți oameni din bună creștere și din bună politețe pun mâna la gură când strănută, ceea ce e un lucru normal. Ceea ce înseamnă că rămân pe suprafețele palmare ale oamenilor. Iar oamenii mai departe pot să transmită prin lucruri simple, banale, adică pun mâna pe clanța unei uși când intră într-o încăpere, pun mâna pe butonul de la lift, pun mâna pe căruciorul de la supermarket, pun mâna pe bani, dau noroc cu alte persoane care se întâlnesc și de aceea, ca și măsură de profilaxie, ar fi să ne spălăm pe mâini cât de des. Sau vedeți că la orice unitate medicală, la intrare, există așa numitele dozatoare cu substanțe dezinfectante. Deci modul de transmitere este atât pe cale respiratorie, dar și prin contactul direct. Am văzut și reclame făcute de cei de la Crucea Roșie în care scrie că pe bagnote rezistă 3 zile virusul gripal. Deci modul de transmitere, mai ales în colectivitățile închise, mă refer aici la creșe, la grădinițe, la cămine de bătrâni, la spitale, la persoane care lucrează, știu, în birouri supraaglomerate, în supermarketuri unde lumea circulă foarte des și merg de multe ori cu copii mici sau cu persoane vulnerabile, riscul de a face boală este mai mare decât în spațiile deschise. Gripa este cea mai periculoasă viroză respiratorie, fiind provocată de virusul gripal, care se manifestă mai amplu ca o infecție a plămânilor și a căilor respiratorii. Datorită mecanismului de acțiune a virusului gripal, este un virus mai puternic și acest virus poate să dea complicații.
complicații atât respiratorii, care se caracterizează prin pneumonii sau pleurezii, dar și complicații cardiace, care pot să meargă la miocardită, și complicații nervoase, meningită și encefalită. Bineînțeles, pot să cuprindă și alte organe, știu, rinichi, ficatul, articulațiile și așa mai departe. Deci riscul de a face complicație este mai mare la o boală gripală decât la o boală virală obișnuită. Și ca și timp de vindecare, nu știu, de obicei se spunea că orice răceală ține 7 zile. După aceea te... Da, este o glumă că spune că o răceală durează 7 zile fără tratament, iar cu tratament durează 1 săptămână. Jocul de cuvinte este foarte bine poziționat, dar cu tratament suferința este mai redusă. În sensul că dacă un om are durere de cap și ia un preparat antialgic, nu-l mai doare capul. Dacă pacientul are febră și ia un medicament și scade febra, îi se îmbunătățește starea generală, se simte mai bine. Dacă un pacient ușește și ia un medicament care ajută să elimine secrețiile, respiră mai ușor. Deci rolul nostru ca și medici nu este de a vindeca bolile. Noi încercăm să le ameliorăm, iar acolo unde avem un tratament țintit. În cazul gripei există un tratament țintit descoperit de câțiva ani, care costă destul de mult, e 80 de lei o cutie de medicamente pe 5 zile, nu se dau pe compensat și răspunsul la tratament este relativ bun. Din păcate sau din nefericire, în momentul când diagnosticăm o persoană cu gripă, pe lângă faptul că plătește medicamentele acestea care nu se decontează de către casa de asigurări, pe lângă faptul că trebuie să-și facă testul rapid, care costă și acesta 60 de lei, pe lângă faptul că trebuie să-ți iei medicamente ajutătoare, mă refer aici la cele de febră, de durere de cap, de tuse și așa mai departe, este nevoie și de tratarea contactilor. Se face așa numitul tratament profilactic. Adică persoanele din jurul unui bolnav care are gripă, este nevoie ca să ia același preparat, dar nu 2 tablete pe zi, ci numai unul. Și atunci vă dați seama, într-o casă unde există soț, soție, 2 copii și o bunică sau un bunic, să mai tratezi încă 5-6 persoane și să dai din nou 80 de lei ori 5 pe medicamente respective. Am spus calculul acesta și să mă scuze telespectatorii, dar este important și vă spun de ce. Oamenii când sunt bolnavi, nu merg nici la lucru, nu au nici venituri atunci, și atunci vin și spun, domnule, dați-ne ceva pe compensat. Din păcate, toate medicamentele acestea pentru viroze, mă refer aici la siropurile acestea din plante, la medicamentele pentru febră, medicamentele pentru gripă, nu sunt compensate. Aceste medicamente se eliberează direct din farmacie sau la indicația medicului, și atunci ajunge cineva care are o gripă să cheltuiască pentru tratamentul specific pentru gripă, plus tratamentul simptomatic, plus profilaxia contactilor, și pun în vedere și faptul că nu merge la lucru, ajunge ca să coste 5, 6, 700 de lei. De ce am spus treaba aceasta? Pentru că în felul acesta noi încercăm să lămurim populația, mai bine să-și facă un vaccin care costă 10% din valoarea asta, adică un vaccin undeva în jur de 50 de lei, iar la cei care au dreptul la gratuitate să-l facă pe gratis, decât să ajungă să sufere și să cheltuie atâția bani. Durata fiecărei afecțiuni diferă. În timp ce răceala dispare în câteva zile, maximum 1 săptămână, o gripă serioasă poate ține și câteva săptămâni. Cât despre tratamentul acestor boli de sezon, trebuie să știți că antibioticele nu sunt eficiente împotriva răcelilor și a gripei. Acestea sunt necesare doar în caz de infecție bacteriană asociată cu o infecție virală. În schimb, băile calde, supa de pui, ceaiul înducit cu miere, legumele și fructele proaspete, antiinflamatoarele și analgezicele sunt remedii comune și eficiente împotriva acestor afecțiuni. Dar pentru că a preveni este mai ușor decât a trata, puteți alege să țineți la distanță gripa sau virozele de sezon prin vaccinare. Vaccinurile moderne oferă protecție împotriva diferitelor virusuri gripale. Acest vaccin antigripal oferit de Ministerul Sănătății în cadrul Programelor Naționale de Sănătate este pentru populația la risc. Sunt cele 5 categorii de populație la risc: vârstnicii cu peste 65 de ani, cei cu boli cronice, pulmonare, cardiace, metabolice, hematologice, că sunt copii, că sunt adulți. Vorbim după aceea de gravide. În acest an intră și copiii. Se pot vaccina copiii de la 6 luni până la 5-9 de luni. Intră în același lucru și personalul din unități de asistență socială cu îngrijire îndelungată.
sunt aceste grupuri, și personalul medical de care am afirmat că a primit deja primele doze, toate aceste grupe sunt asigurate cu vaccin gratuit. Restul persoanelor care doresc să vaccineze și în prealabil au făcut o consultație la medicul de familie pentru a vedea dacă sunt eligibili la vaccinare, își vor achiziționa vaccinul din unități farmaceutice autorizate, vor fi atenți la păstrarea lanțului de frig a temperaturii pentru vaccin și li se va administra de către medicul de familie conform înțelegerii prealabile cu acesta. Se găsește în farmacii contra cost, nu e neapărat? Se găsește și nu prea. Deci, față de anul trecut, se constată o creștere a adresabilității spre vaccinul antigripal. Asta e un lucru bun. Da, bineînțeles, este un lucru bun. Cât de important este să ne vaccinăm și cum ne ajută acest vaccin antigripal? Vaccinarea antigripală este o vaccinare anuală. Având în vedere structura antigenică a virusului gripal, care suferă modificări minore sau majore, face ca organismul uman să nu-l poată recunoaște și predicția de structură antigenică circulantă pentru anul următor să fie diferită de cea din anul trecut. Atunci organismul are nevoie de o reîmprospătare a memoriei și tocmai acest vaccin antigripal tetravalent cu două tulpini A și două tulpini B face ca organismul să se pregătească pentru întâlnirea cu virusurile gripale. Trebuie remarcat un singur lucru, că post-vaccinal, seroconversia, deci sinteza de anticorpi, nu este cu o protecție de 100%. Este o protecție care începe de la 60% până la 90%, depinde de fiecare organism în parte. Dar această protecție asigură o evoluție de formă minoră a gripei, protejează de complicațiile gripei și protejează față de evoluția fatală. În primul rând, mă bucur că și în România se fac vaccinurile și pentru adulții cu boli cronice și pentru vârstnici. De-a lungul timpului a rămas în mintea oamenilor apanajul vaccinurilor ține de pediatrie, de epidemiologie și de copii. Adică mă duc cu copilul să-l vaccineze. Foarte mult mă bucur că în ultimii 5-10 ani deja și adulții vin să-și facă vaccin, nu numai pentru gripă, și vaccinul pentru hepatită, pentru meningită, pentru febră galbenă când pleacă în țări mai deosebite și așa mai departe. Adică lumea a înțeles că vaccinarea este o metodă de profilaxie pentru toate vârstele. Cum îi putem convinge? În primul rând, cei care au dreptul la gratuitate. Și aici sunt categoriile vulnerabile pe care dumneavoastră probabil ați menționat și înainte în alte interviuri. Faptul că îl primesc pe gratis este un ajutor foarte bun pentru dânsii. Iar pentru ceilalți, și de fapt aici este întotdeauna atuul, suferința proprie sau celor din jur. Noi anul trecut, din decursul a 3-4 luni de iarnă, cât am avut viroze, am avut cel puțin 100-150 de persoane cu gripă. Aceste 150 de persoane, sigur în anul ăsta vin să se vaccineze, dar mai vaccinează și în jurul lor încă 3-4-5 persoane. Și atunci experiența proprie plus a celor din jur, ajungem ca la o listă de 2-3 mii de pacienți cât are un medic de familie, ca 3-4-500 de persoane să se vaccineze că au pățit-o, spus direct. Iar ceilalți încearcă să-și protejeze persoanele vulnerabile din familie. Și mă bucur că în ultima perioadă și la Cluj a prins ideea următoare. Dacă un copil este sub vârsta de 6 luni sau o femeie este gravidă în primele trimestre și nu pot fi vaccinați sau știu, o persoană are anumite contraindicații pentru vaccin sau pur și simplu nu doresc. Sunt oameni care din diverse considerente, oricât am încercat noi să le explicăm, nu doresc. Atunci ce pot să face cei din jur care iubesc și care vor să se protejeze, pot să se vaccineze dânsii. Adică într-o familie unde există 3-4-5 persoane și este un bebeluș care are 3 luni, dacă cele 4 persoane se vaccinează, bineînțeles că bebelușul are șanse foarte mici ca să ia de la unul dintre membrii familiei. Dar poate să o ia că iese pe stradă sau merge în altă parte. Dar măcar să fie protejat de cei din jurul lui. Cum acționează vaccinul? Vaccinul conține componente din virusul gripal, acționează pe principiul oricărui vaccin, adică se administrează fie sub formă de injecție intramusculară sau subcutanată, sau mai nou există vaccinul cu administrare nazală,
pătrunde în organism, el are în componente virus gripal, dar cu viruleță atenuată, ceea ce e bine ca să știe telespectatorii că nu produce boală în sine, dar într-un fel păcălește organismul să creadă că s-a îmbolnăvit și în felul acesta își face anticorpi specifici pentru a preveni gripa. Și la un nou contact, care poate să fie peste o lună, peste două, peste trei, peste șase luni, organismul este pregătit prin anticorpi, prin limfocite specializate și își produce în momentul respectiv mecanismele de apărare și nu mai face boala. Bineînțeles că cei care sunt sceptici spun următorul lucru. Apoi ce, de ce să ne facem noi vaccin cu 4 tulpini? Că poate în acest an o să apară tulpina numărul 5 sau numărul 6. Au perfectă dreptate. Și noi nu putem să facem vaccinul la minut. Fabricarea unui vaccin durează între 6 și 9 luni, cu aprobările care se fac, cu testele care se fac. Și atunci, într-adevăr, există un risc de 5-10-15% să apară tulpini noi. Dar pentru tulpinele care există, e bine ca să-ți faci. Există numeroase păreri pro și contra vaccin, dar specialiștii spun că acest mod de prevenție este necesar mai ales copiilor în vârstă de peste 6 luni, care ajung în comunitate precum grădinița, școala și răspândesc virusul foarte rapid. În plus, e și sezonul în care temperaturile variabile și schimbările bruște afectează cel mai tare organismul. Toate persoanele pot fi vaccinate cu câteva excepții. Respectiv, copiii sub 6 luni nu pot primi vaccin, femeile însărcinate în primele două trimestre de sarcină și persoanele imunocompromise, adică mă refer aici care au boli speciale, mă refer la SIDA sau, Doamne ferie, anumite boli autoimune care contraindică vaccinul. În rest, oricine poate fi vaccinat și e bine ca să spunem, și am spus-o și în alți ani, pentru că se înțelege greșit din știrile care apar pe internet sau în presă, nu toată lumea are dreptul la gratuitate. Cel mai bun exemplu este următorul. Noi în România acum suntem aproximativ 20 de milioane, iar ministerul a cumpărat 1,5 milioane de doze. Deci bineînțeles că nu putem să vaccinăm cu 1,5 milioane 20 de milioane de oameni. Dar aceste 1,5 milioane de doze rezultă din catagrafia care noi am făcut-o ca și medici de familie în luna august. Noi în luna august primim din partea Sanepidului o solicitare ca în termen de 10 zile să identificăm pacienții de pe listă care au anumite boli și se încadrează în criteriile stabilite de către minister. Mă refer aici pacienții cu ast bronșii, cu diabet, cu tensiune, cu hepatită și așa mai departe. Ei au dreptul la gratuitate, nu toată lumea. Iar ca și categoria aparte sunt persoanele instituționalizate care indiferent ce boală au pot ca să fie vaccinate și persoane peste 65 de ani și personalul medical. Aici cu personalul medical noi am preferat deja să fim vaccinați primii și spun asta pentru colegii mei care se uită la emisiune. Din păcate sunt și medici care nu se vaccinează și care se consideră că sunt foarte rezistenți și foarte puternici, dar ar fi bine ca să fie o sarcină de serviciu și să fie obligatorie vaccinarea măcar pentru medici, asistente și tot personalul medical din spitale și din cabinete. Și vă spun de ce. Dacă eu, de exemplu, nu mă vaccinez și peste o lună, două, am la cabinet pe cineva care are gripă și eu fac gripă, poate nu fac o formă gravă, dar la 20-30 de consultații care le am pe zi, pot eu să fiu izvorul de infecție, pot să fiu eu purtătorul și să transmit infecția pacienților care consult. Mă refer la mine, la medic de familie, dar vă dați seama, într-o secție de chirurgie cardiacă, la o secție de neurochirurgie, la o secție de transplant renal, unde pacienții sunt vulnerabili pentru că primesc anumite tratamente și reușește operația care s-a făcut și, pe urmă, se îmbolnăvesc de o gripă sau o viroză oarecare. În primul rând, eu mă bucur că în momentul în care a venit primul val de frig, acum o săptămână, deja oamenii s-au prezentat la cabinet, s-au dat telefon și s-au interesat pentru a obține informații necesare vaccinării. Și aici discutăm în continuare doar de persoanele care doresc să-și facă vaccinul și nu-l primesc pe gratis. Sunt unele țări, de exemplu, foarte dezvoltate, cum e Belgia, cum e Elveția, cum e Germania, în care procentul de persoane vaccinate ajunge cam la 50% din populație. La noi, dacă vom administra cele 1,5 milioane de doze la 20 de milioane de oameni, vă dați seama că nu este nici măcar 10%. Și atunci sunt oameni care doresc să-și cumpere vaccinul. Cum se face? În mod normal trebuie să prezinte la medicul de familie și să primească o rețetă.
pentru că există pe piață acum mai multe tipuri de vaccinuri, dar compoziția lor este asemănătoare în sensul că au două tulpini de A și două tulpini de B. Cam în termen de 2-3 săptămâni va apărea și pe piața farmaceutică din Cluj vaccinul tetravalent cu administrare nazală. Și mulți părinți spun, domnule, vrem vaccinul acesta, că nu vrem să mai facem o injecție copilului. Și prețul este accesibil, undeva în jur de 100 de lei va fi o doză de vaccin. Este prima dată când noi îl folosim în România, acest vaccin. Pentru persoanele care știu, doresc să-și facă vaccinul, sfatul meu este să se prezinte la medicul de familie unde sunt înscriși, primesc o rețetă și primesc indicații de a transporta vaccinul de la farmacie până la medicul de familie într-un termos, într-o geantă izotermă care să fie între 28 grade temperatura din interior. De ce? Pentru că vaccinul gripal conține virus viu și dacă îl transportă în condiții de temperatură peste 8 sau 9-10 grade, riscă să se inactiveze. Mulți oameni spun, domnule, da, farmacia aproape de cabinet și mergem repede. Mergem repede dacă mergi cu mașina, în mașină îți 22 de grade, ajungi în cabinet, îți 22 de grade. Și atunci sfatul nostru și ordinul Sanepidului, deci practic nu se discută aici, n-ar trebui din farmacie să iasă nimeni fără să aibă geantă frigorifică, este să-l transporte între 28 grade. O mențiune aparte, o avem aici pentru copii sub 9 ani, respectiv între 6 luni și 9 ani, copiii pot fi vaccinați. Cei care n-au primit niciodată vaccin până acum vor primi două doze în primul an de administrare. Adică, concret, dacă cineva vrea să-și facă mâine vaccin, își cumpără o doză acum, se administrează o doză și peste 30 de zile se administrează doza a doua. Aceasta este doar pentru copiii sub 9 ani care n-au fost vaccinați niciodată. Este o doză de început, să spunem mai simplu. În anul următor, dacă doresc să-și facă vaccinul care va fi pentru anul 2020-2021, se face doar o singură doză. E bine de știut pentru că lumea a început să cumpere, nici farmaciile n-au adus foarte multe doze, pentru că dacă vor veni cele 1,5 milioane de doze, atunci va fi o perioadă în care lumea nu va mai cumpăra de la farmacie până nu se fac dozele cele care le-am primit noi de la direcția sanitară. Și atunci dacă cineva are copil și dorește să-și facă, sfatul meu să-și cumpere ambele doze, unul se administrează acum și unul peste o lună. Avem și firme care vin și se interesează, spune, domnule, eu sunt scris la dumneavoastră, am o firmă unde am 10 angajați și vreau să-i vaccinez pe toți cei 10 angajați. De ce? Pentru ca ei să nu se îmbolnăvească și să nu fiu nevoit să lucrez doar cu 5 oameni și 5 să-mi stea acasă. Și atunci le facem rețetă și fiecare la medicul de familie unde este înscris poate să meargă și să-și primească vaccinul. Dincolo de medicamente, unii oameni cred că alimentele condimentate, cum ar fi ardeiul iute, hreanul sau usturoiul, pot ajuta la ameliorarea simptomelor de gripă. Deși nu există studii care să ateste acțiunea acestor alimente asupra organismului, trebuie să știți că ele vă pot da o stare de bine și chiar să vă crească sistemul imunitar. Cu toate acestea, medicul dumneavoastră este cel mai în măsură să vă spună ceea ce trebuie să mâncați atunci când sunteți bolnav și chiar să vă prescrie tratamentul medicamentos. Atât pentru astăzi, până data viitoare, numai bine!